Iar țările de jos vor trimite Ucrainei 18 avioane F-16 pentru a ajuta să lupte împotriva forțelor rusești. Decizia a fost anunțată de prim-ministrul olandez ieri. Deși nu a fost confirmată data livrării avioanelor, Institutul pentru Studiul Războiului susține că o parte din acestea ar putea ajunge în Ucraina până la finalul anului. Dar cu mai multe detalii despre acest subiect vine chiar acum Andreea Soare, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bine te-am găsit, Andreea, bună dimineața! Bună dimineața! Ce știm despre acest ajutor al Olandei? Țările de jos au anunțat într-adevăr ieri prin vocea prim-ministrului olandez că trimit, pregătesc de fapt livrarea unui lot inițial de 18 avioane F-16 către Ucraina. Oficialul olandez nu a vorbit, cum spuneai și tu, despre numărul final de avioane pe care îl va transfera ucrainenilor, nici despre timpul livrării. Însă știm că țările de jos au la dispoziție 42 de avioane de acest tip, care vor fi înlocuite în viitorul apropiat cu avioane F-35. Anterior, olandezii au sugerat că ar fi dispus să transfere până la 24 de avioane de vânătoare ucrainenilor, iar restul să le folosească pentru instruirea piloților. Despre termenul de livrare, cum spuneam, nu s-a vorbit ieri. Institutul pentru Studiul Războiului a sugerat în raportul său zilnic că o strategie recent publicată de Ministerul Estonian al Apărării susține că țările de jos, Danemarca, Norvegia și Belgia și-au luat angajamentul de a livra avioane F-16 Ucrainei până la finalul anului 2023. Vom vedea însă dacă se va întâmpla acest lucru. Cert este că prim-ministrul olandez a transmis ieri că înainte de decolarea avioanelor cu destinația Ucraina sunt necesare o autorizație de export și alte criterii care trebuie îndeplinite de partea ucraineană, precum cele legate de personal și de infrastructură. Practic, prin anunțul făcut ieri, au fost doar demarate pregătirile pentru livrarea avioanelor de vânătoare. Andreea, mulțumesc pentru informație. Mulțumesc și eu.